A? Bun. Un profil să ne arătați, vă rog. Celălalt. A, așa. Mâinile să le ridicați. Degetele puțin mai răsfirate. Și din nou cu fața acum. Stop! For a piece of the shit. I'm using it, losing it, choosing and I'm losing it. Get my last 20 for a piece of the shit. I'm using it, losing it, choosing and I'm losing it. Get my last 20 for a piece of the shit. I'm using it, losing it, choosing and I'm losing it. Get my last 20 for a piece of the shit. I'm using it, losing it, choosing and I'm losing it. Get my last 20 for a piece of the shit. I'm using it, losing it, choosing and I'm losing it. Get my last 20 for a piece of the shit. I'm using it, losing it, choosing and abusing it. Give my last 20 for a piece of the shit. I'm using it, losing it, choosing and abusing it. Give my last 20 for a piece of the shit. Vom avea acum la voi întinse pe birou niște foi printate, adică ce înseamnă asta? Comunicate de peste zilnice despre evenimentele care se întâmplă în ziua respectivă.
Și din nou cu fața acum. Stop! Dacă nu sunteți la Cluj, fiți cu ochii pe TIF. Aici se decid ierarhii, se evaluează, se intervievează, se dau note și la final se vor da și premii. Dacă sunteți la Cluj, fiți de asemenea cu ochii pe TIF. Nu uitați însă că mai aproape nu înseamnă și mai clar. Așa se întâmplă cel puțin în sala de cinematograf. Vom semnala în continuare ce a fost notabil zilele trecute și ce să nu pierdeți în cele ce urmează. Un film primit cu mai puțin entuziasm a fost producția româno-germană Offset. Deși sala a fost plină și filmul mult așteptat, scenariul lui Cristi Puiu și al lui Răzvan Rădulescu, în regia regizorului german Didi Dancar, au ofensat publicul român. Replicile acide ale nemților la adresa românilor au indignat, iar actorii au fost întrebați la final dacă s-au identificat cu personajele. Nu, vă rog, sincer. Pot să-mi imaginez că este o situație foarte grea și că la sfârșitul filmului această femeie tânără se decide pentru ea însăși. Cred că realizează că o plecare din țara în care a crescut ar fi mult mai grea decât poate și-a închipuit în alte secunde. Dar nu cred că o să doriți mai liniștit dacă vă spune că nu m-am identificat cu rolul. Aber diese Geschichte ist eine ganz spezielle Geschichte. Es ist eine schwarze Komödie. Dar aceasta este o poveste foarte specială, este o comedie neagră. Und es ist eine Geschichte zwischen Deutschland und Rumänien. Și este o poveste între România și Germania, Germania și România. Deși poveștile ne prind și ne țin mai bine decât orice altceva, nu uitați de secțiunea WhatsApp Da, ce se întâmplă documentarele. O secțiune extrem de importantă a TIF-ului de anul acesta. Mâine, de la ora 22, cinematograful Arta din Cluj va proiecta producția franceză din 2006 Nobody is Perfect, Nimeni nu e perfect. Un film mult comentat despre fantezii, extravaganțe, fetișism și automutilare. Cea mai importantă prezență din ultimele 48 de ore ale TIF-ului rămâne regizorul american Nicholas Roy. Ultima sa producție a fost prezentată în premieră mondială, pentru prima oară chiar și pentru actori, duminică seară la Cinema Republica. Despre Puffball nu s-a știut nimic până la proiecția din Cluj. Pe internet nu exista niciun comentariu, nici o descriere cât de scurtă, pentru că nimeni nu-l văzuse. Aperitiv, ziarul festivalului Titra, Nu ne cereți ponturi. O premieră mondială e un gest de cinema pur. Puffball este romanul omonim al lui Faye Weldon, cu un scenariu semnat de fiul romancierei, prezent și el la proiecția filmului. Amprenta lui Nicholas Roy este evidentă. Mister, suspans și multe trimiteri la o lume depărtată, așa cum o fac de regulă filmele lui Roy. Very rarely do I, read scripts and then find that I want to make this film. Se întâmplă să citesc un scenariu și apoi să-mi dau seama că doresc să fac. I'd like to work with a writer, you know, everyone bases every story and something in their own life. Fiecare găsește o bază pentru orice poveste în propria lui existență, în propria lui poveste. Within your life, you don't just... Nick recognized the heart of the thing that just coincided with what I felt was the heart of the thing. And then the film grew out of that. Filmul a crescut din asta. Aseară, Nicholas Roy a fost invitat la proiecția celebrului său Don't Look Now, Nu privi acum, o peliculă realizată în urmă cu 33 de ani cu Julie Christie și Donald Sutherland. Aici el a primit un premiu surpriză pentru întreaga activitate. Your movie is not a sure thing in Romania. Filmul dumneavoastră nu e sigur că va fi distribuit în România. Nu are programată o distribuție în România. Nu încă. Da, nu încă. Dar trebuie să presupunem că va fi și că ne adresăm unui public care urmează să vadă filmul. Da, dar asta a fost și farmecul aseară, faptul că pentru întâia dată, nu în America sau altundeva, aici, publicul a văzut acest film.
Ce impresie v-a lăsat reacția publicului, primul public al filmului? Nu cred în prima reacție, în prima opinie instinctivă asupra unui lucru în general, în viață, ca atunci când termini o carte și întrebi, tu ce părere ai? Ai nevoie de timp dacă ai apreciat o cât de cât. Dacă ți-ai apreciat publicul cât de cât, e nevoie să le lași timp să se gândească și îți zici, a, sigur că da, poți să te gândești în continuare. Îți zici, să-mi fi plăcut oare? Sau poate că nu mi-a plăcut deloc, dar continui să te gândești. În timpul filmului mă gândeam dacă miza e mai mare când îți propui să faci lucruri mai complicate, spre deosebire de filmele mult mai simple. Oamenii se întreabă ce a vrut oare să spună, să fie o metaforă, o realitate sau o experiență mistică. Cred că e mai complicat decât un film mult mai simplu. Mă bucur să aud că spuneți asta, pentru că n-ați catalogat filmul imediat ca fiind unul prost, dar ați spus că e complicat. Asta e bine. Se justifică și mai mult răgazul de care e nevoie să te gândești la ce ai văzut. Cel puțin așa mă gândesc eu. De fapt, e un film foarte personal. Unele lucruri, cărți, filme, spectacole de teatru sau alte reprezentații conțin o doză de adevăr despre natura umană. Natura sexuală, emoțională, iubitoare. Realități pe care nu ne place să le împărțim cu nimeni, afară de noi. Am experimentat o gamă de emoții în timpul filmului. Cea mai puternică a fost experiența solitară, singurătatea. Exact, singurătatea. Ați intenționat asta? E foarte adevărat. Mi s-a întâmplat să fiu întrebat de oameni care nu văzuseră filmul despre ce e vorba în film. Despre suferință și fericire, singurătate, sex, dragoste, ambiție, ca și viețile noastre. Lucruri pe care le ținem secrete. Mă întrebam dacă puffball este o reacție față de cei care consideră că lucrurile pot fi planificate, pot fi reduse la ceva simplu. Cred că există mult prea multă critică a artei, prea multe reduceri. Cine are dreptul să-mi spună că nu văd frumusețea acolo unde o văd? Frumusețea e o experiență personală.